Vezi că în seara asta vine șefa pe la noi. Și trebuie să mă îmbrac la costum? Nu, ești ok așa, dar vezi că i-am zis ceva și cred că trebuie să știi. Ce ai zis? I-am zis că ai o boală. Mă rog, nu e chiar boală, e o afecțiune. Ce boală? Nu înțeleg. I-am zis că ai hemoroizi. Hemoroizi? Da. Pe bune? Da. Dar tu știi că eu n-am hemoroizi, nu? Da. Și nu înțeleg, de ce ai zis? Că era o discuție și ea zicea că Radu, soțul ei, are probleme cu inima și trebuia să zic și eu ceva, nu? Și treaba de inima lui Radu cu hemoroizii mei, care eu n-am hemoroizi. Păi, era iurea acum să zic că tu ești sănătos, tu și bărbatul are preinfart. Hemoroizi? N-ai găsit altă boală? Și ce era să zic? Ai disfuncție erectilă sau ce? Nu, mai bine hemoroizi. Dar și tu că am mâinile rești ceva, am circulație, nu știi boli. Acum am zis așa, așa rămâne. Dar oricum, numai dacă vine vorba despre asta, nu cred că o să vină vorba. Că sigur o și uitat. Sper să nu discutăm despre asta. Nu. Despre hemoroizii mei. Și cum sunteți? Ce mai faceți? Cum ești, Mircea? Bine, chiar bine. Cum te mai simți? Ești ok. Mai ai dureri? Adică, știi, poți să stai. Să vă aduc ceva de băut, să vă punem ceva pe masă. Hai să-i servim pe oamenii ăștia cu ceva. Îl doare, clar îl doare. Eu nu pot să mint, le zic adevărul și gata. Și vrei să par mincinoasă în fața lui, da, șefa? Hai, te rog frumos, prefă-te că ai hemoroizi, ce e așa de greu? Că nu știu ce e aia, cum îi? Păi, na, ai o jenă când te așezi jos, mai oftești și tu un pic, te doare puțin. Prefă-te că ești taică-to. Serios? Da, te rog eu frumos, pentru mine, bine? Dar de ce merge așa ciudat, te doare? Da, mă doare un pic. Ți-am spus că îl doare? Știu, și bunicul meu a avut hemoroizi. Toată ziua se plângea și a murit. Da. Bine acum, ca orice boală, zile și zile, adică depinde cum. Mircea, te rog să nu lași așa. Din ce-mi zice Ioana, chiar nu-i de joacă cu asta. Chiar recent am vorbit despre cazul tău. Cu cine? Păi știi, în cercul nostru de prieteni am fost și noi la o zi de naștere și, fiind mai multă lume, am zis că să le cerem părerea. Cerc mare de prieteni. Să fi fost vreo 10 cupluri, așa? Da, maxim 20 de perechi era. Zici? Da. Ma, în fine, era ceva lume acolo și asta, cum o cheamă? Maria Petrescu. Așa. Chiar zicea că vă știți, nu? Da, lucrează la noi, la firmă. În resurse umane. Și știai că soțul ei e doctor în fundeni? Doctor, nu râde, mă, doctor de ăsta, cum îi zice? Hemoroid. E hemoroid. E olog, hemolog. Nu, hemorolog. Proctolog. Ai. Bine, o să vorbesc cu ea. A, dar nu-i nevoie, că ți-am făcut programare. Mergi marți la 10. Și Maria a zis că te învoiește de la muncă, să nu-ți faci niciun fel de griji. Ce să nu fac griji? Bun. Tu cu infartul cum ești? Nu, că e preinfart. Aha. Nu mai bine aduci tu ceva de băut? Că ai zis că aduci și n-ai adus. Păi poate de la alcool cine știe, spușcă inima. Mă duc niște apă. Apă. Da, mai bine las-o pe Ioana să se ducă, să nu te... Mulțumim că ați venit. Pa, pa. Pa. Mulțumim. Pa. Sănătate, Mircea. Scuze. Și zi-mi un pic. Cam care e planul? Tu cum o vezi, gen, eu mă duc acum la proctolog și vede că n-am hemoroizi? Sau acum trebuie să mă apuc să fac rost de hemoroizi ca să nu cumva să pare că tu ai mit-o pe șef? Adică că intru pe net să văd cum să fac rost de hemoroizi. Păi uite, te duci și constată că nu mai ai nimic, că ți-o trecut, că te-ai dat cu ceva și gata. Mai bine ziceai că am disfuncție erectilă sau preinfarct, pe cuvântul meu, toată lumea știe. Ciao. Salut, Mircea. Cum mai ești? Bine, de ce? Cum ești cu hemoroizii? Dar de unde ai auzit? Doamne Mircea, dar umblă vorba, nu știu, grupul de WhatsApp, la bere cu băieții. Oricum am zis că vreau să trec pe la tine, să aduc ceaiul ăsta de mușețel și să stai liniștit cu fotbalul că am găsit pe altcineva. Dar vin și eu la fotbal, eu n-am nimic, ca ești nebun. Mircea, te rog să stai pe curul tău. Scuze, n-am vrut să fiu insensibil. Să stai cu minte, să ai grijă de sănătate și ne vedem noi în câteva săptămâni, ne auzim. Ai grijă. Alo? Mă, de ce nu mi-ai spus că ai hemoroizi? Dar de unde ai auzit? Da. De unde am auzit? Acolo pe la biserică vorobit. Vezi că ți-am trimis niște cremă de aia de galbinele. Fă bine și te tratează. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mă aflu la fața locului unde în urmă cu 15 minute s-a întâmplat teribilul incident. Avem și un martor care a fost prezent. Ce ne puteți spune despre explozie? Da, eu am auzit un sunet puternic și pa niște țipete, dar mai mult nu știu ce să vă spun.
Singurul martor de la locul incidentului a fost pacientul de la clinica de hemoroizi. Poliția face în continuare cercetări să stabilească în ce condiții a avut loc. Ne mutăm din țară?